Vă salut, prietenași! Fraților, asta e a doua parte din proiectul cu spoilerul ăla, bara din spate de la, pentru tipsurile de la Toba. Partea a doua, da? Am început să tai pexiglasul, să facem cele patru duci, da? Care vin pe mijloc la bar. O să vă arăt cum le fac și continuăm treaba. Așa cum ziceam, m-am apucat, da? Am tăiat, vedeți cât de gros e. Are un centimetru, ca și grosime. Și astea sunt modelele, am tăiat-o pe asta acum și pe aia vine încă un 3. Punem 4, dar o să o fac și pe asta, să fie acolo la număr. Că se rupe vreuna, să mai am rezervă, știi ce zic, în caz de ceva vreodată, ceea ce nu cred, dar în principiu astea 4 bucăți îmi trebuiesc. Le facem acum, le luăm la șmigiruit, le aranjăm totul de gata și după ce le facem pe aici, voi da ceva, nu știu, 2-3 găuri în care vine prin bară prinse. Bine, plus chituite, ele, va rezista foarte bine în bară acolo, o să vedeți. Deocamdată facem astea tăiate, te le arăt cum o să iasă și mai continuăm. Și gata, frății mei. Le-am făcut cu flexul, frumos, cu pânză de asta. Da? Le-am rotunjit, le-am aranjat totul de gata, da? Avem aici 4 bucățele făcute ca la carte. O să mă duc să le și probez. Sunt toate de aceeași dimensiune. Și cu asta am terminat. Va mai veni fibra de sticlă sau cu kit. O să văd în funcție de cum, ce grosime voi face la deasupra, la astea. Dacă va veni chestia aia deasupra cu aripioarele stânga-dreapta. Și vom vedea. Aici să încerc să dau niște găurile și să văd ce șurubele intră înăuntru așa țac-țac ca să le țină, până voi băga pe aici fibra de sticlă și un alta să le țină strong. Revin. Bun, fraților, avem ziua în care vom face lipul ăsta. Să zic așa, să-i prindem astea pe aici și pe aici cu spumă și na, ce mai urmează. Acum, în principiu, vom da bara asta jos și vedem cum procedăm să astupăm aici, să nu lăsăm gol și să vedem cum prindem alea și toate cele. Bun, frate mei, am dat bara jos, cam așa se văd tipsurile la Toba cu GPL-ul pe spate. Să trecem mai departe. Da, frații mei, după ce am făcut astea pe aici mai rotunde, așa și așa, am prins și astea frumos cu șurubele, da, am dat găuri frumos, făcut filete, am băgat șurubelele. Să văd cum au intrat în ele. Și cu asta am încheiat. Începe cu restul. Bun, frații mei, am aplicat primul strat de spumă. I-am dat primul strat, așteptăm să o suce. Și pe aia să-l luăm cu lama de cutter, să-l decupăm frumos cum vrem noi. Bun, frații mei, am tăiat așa un pic din ea și am adus un pic la mașină să o pun să văd cum dă. Nu știu dacă voi vedeți ceva așa, că nu prea e ce. Că e spuma asta care se vede alb și nu prea îți dai seama.
cum se vede. Aici vine drept și rotunjit în jos așa. Dar vedeți, nu se văd așa. Da, deocamdată cade bine. Cam așa va rămâne. Mai nivelez la ea, mai rotunjez și una alta. Și o să încep cu următoarea operațiune. Ia frații mei, cam închis și portbagajul, să vedem așa cum se vede din lateral așa. Și zic că se vede bine. Vopsită negru frumos. Negru lucios partea de jos, toată. Deci toată asta negru lucios. Și de aici în sus culoarea mașinii, exact cum e acum. Culoarea mașinii și asta negru lucios toată. Și eu zic că o să dea bine. Haide, mergem sus să continuăm. Frații mei, am dat cu o fibră de sticlă toată. Cred că se vede că e și udă. Așa. Asta e fibra. Am aici rășina cu întăritorul. Le-am combinat, le-am aranjat. Am dat peste tot. Și cam asta e deocamdată. Urmează să creagă kitul și ce mai bine, o să dau kit cu fibra de sticlă. Da. Să aduc cât la drept și după aceea finisaj. Tot kit de finisaj și mai vedem. Cam dată cam asta e. Așa, frații mei. I-am dat cu kit de asta. E kit cu fibră de sticlă în el, da? Ăla e verde. Am dat, mai am pe aici să-i mai dau. Îi dau o mână așa, las să întărească bine de tot. Și după aia mai îi dăm următoarele. Cred că tot de asta să mai îndreptăm cu el și după aceea cu finisaj și ce mai urmează. Dar cam asta e. Cam așa se vede. Nu știu cum să vă arăt mai. Cam asta e. O să vedem ce mai facem și revin. Așa, frații mei. Am închituit-o tot, am și șlefuit-o. Nu prea aveți ce să vedeți acum. Pentru că na. Nu prea e. Vede niște ripioare, niște de-astea și cam atât. Bun, cam asta. Am șlefuit-o, o să-i dau o mână de primer și vedem după unde mai trebuie chituit, șlefuit iar și iar primer și după aceea începe cu vopsele. O să revin eu cu stagiul de vopse ca să trecem peste etapele astea. În boboruz aici avem bara băgată în Opel, să o iau și o pun acolo să o vopsim. Sargeană, că urmează și schimbul de ulei la Golf și cu filtrul. Le-am luat aici, facem schimbul, să vedem când avem timp, pentru că vom pleca la mare. Voi face de acolo niște cadre și cu mașina și cu... Vedem și noi cum am timp, cum toate cele. Să continuăm cu bara. Bun, frații mei. Am dat primer, nu doar asta, și asta, dar am pus folie pe ea și am izolat-o. Am dat primer toată, am șlefuit-o la apă, da? Ca așa se face, ca să prindă vopseaua, să-i face niște pori, să prindă vopseaua. Am făcut frumos toată asta, am izolat-o, îi dăm negru luciosul, după aia dăm culoarea mașinii, după ce îi dăm negru lucios. O să trec de aici. Deci dăm negru jocios lui asta.
Lăsăm să usuce bine, punem folie pe asta și pe aia dăm culoarea mașinii lui asta. După aceea vom da ultima oară lacul lucios pe toată. Și închidem. Deci deocamdată o să dăm negru lucios, să-l vedeți cum va ieși. Bun, frații mei, cam așa ți-ar vede, nu știu cum să țin eu ca să vedeți și voi, negru ăsta. Cam asta se vede negru. Dacă vă uitați pe aici, am oprit vopseaua negră, că de aici vreau așa să vin până în vopseaua negră cu culoarea mașinii. Să nu se vadă pe jos. Adică vreau o aripă să vadă culoarea până de desubt. Asta să fie aparte de bară. Negru ăsta lucios. Nu știu cât de bine se vede. Pe aici. Cam așa se vede. Adică până în ala va veni culoarea mașinii până aici. Bang. Și va ieși super bine. Și cam așa se vede, frații mei, și cu culoarea mașinii. Da? Acum o să desfac și asta să vă arăt cum se vede și cu ambele. Și cam așa se vede cu negru. Bang și bang. Negru cu culoarea mașinii. Da, frații mei, ia uite ce a ieșit aici. Ia uitați-vă, mă, frații mei, ce a ieșit aici. Ia uitați, bă, ce meserie are Dănuț, mă, ca vă și talentul vostru, mă. Ce e asta, mă, frații mei? Ia uitați, mă, cum se vede. Ia uitați, mă, că realitate aici. Se mirotund aia frumos. Ia uite cum vin așa, țac, țac. Fiecare de asta aici, iar se mirotund frumos. Fai de capul meu, frații mei, de n-ai ieșit bombă, bombă. De-abia aștept să o pun să vedeți cum va veni, cum se vede, cum se va vedea. Fai, criminal a ieșit. De-abia aștept să o pune. Asta pe a doua zi, adică mâine. Ca azi nu pot să o montez. Trebuie să o las bine să o suce. Super, super tare a ieșit. Fai de cap, nici nu-mi vine să cred că am putut să fac așa ceva. Mă bucur tare mult că a ieșit. Super tare. Nu știu ce se vede, frații mei, dacă se vede. Sper să se vadă ceva de pe aici. Cât de bine a ieșit, da? Cu tobele frumos la față, așa. Cum trebuie. Da? Doar că o să o scot eu de aici să vă fac un cadru așa mai bine. Cam asta e finalul. O să prind șuruburile ce trebuie, numărul aici cu tot ce mai trebuie și cam așa a ieșit. Cam așa se vede. O să văd. O să o scot și o să vă fac o filmare. Din aici nu am spațiu de mașina asta la altă. Și gata, frații mei, cam așa se vede, frățiorii mei, că a plecat vecinul de aici și ia cu mașina și acum pot filma și eu exact cum trebuie. Deci cam așa se vede. Nu știu cât de bine vedeți voi, dar eu văd foarte, foarte bine. Și se vede super, super bine. Deci realitatea e altceva cu filmare. Filmarea e X cu 0. Nu aveți ce să vedeți în filmare. O să mă vedeți până Sălăjean cu ea cât mai curând și o să o vedeți și cum arată cu tobele și cu... Hai să-mi bag pula de nu... Mă scuzați de expresie, de nu... Eu sunt uimit, voi sunteți nebuni, sunt uimit la cum a ieșit și cum se vede. Prima reacție care văd și eu. Fai de capul meu, ce bine arată.
Nici nu-mi vine să cred așa, atâta muncă și răsplată e pe merit. Da, frate, cam asta e. S-o vedeți, care vreți să o vedeți, e pe stradă aici la mine, care trece și vedeți să nu fiți nesimțiți de aia să... Așa? Cam asta e mașinuța cu bara. Frații mei, așa că sper să vă placă cum arată bara asta. Deci în realitate, dacă o vedeți, păi jur că e super tare. Deci eu nu credeam că o să scot așa ceva din ea, din bara mașinii, să faci așa ceva, cam greu, foarte greu. Munca a fost pe merit, adică a fost muncă grea să faci așa ceva, dar nu m-am lăsat. Nu m-am lăsat. Toate chestiile m-a dus, eu zic 500 de lei, dar poate să fie și mai mult, dacă mă întrebați. Ce a ieșit cum trebuie. O las câteva zile, voi lăsa că nu pot să o spal. După ce se vopsește câteva zile, trebuie să stea fără a fi dat cu spumă, chestii de genul. Și după o să o spal. Și așa e mașina statută de o lună de zile, Golful. Și na, acum tot ce vreau de la voi, frații mei, e un like, un subscribe, dar subscribe-ul mă ajută mult, dar și un like, dacă vreți o distribuire, să vedeți și voi cum se face o bară OEM, adică o faceți voi personalizată, care e greu să... Și pentru toți, că precis o să fiți mulți care vor comenta că de ce așa, 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 hai să vă zic. Bara asta, pardon, finala asta de tobă a fost pe BMW F11, proiectată și montată pe acea mașină. Eu nu cred că găsiți voi, ăștia pricepuții care veți comenta prost, găsiți făcut de gata pentru finala asta de tobă. Am căutat-o de mi-a venit spumele. Și în China, și în Arabia, și în toate națiile. Nu găsiți pe mărimea ei. De aceea, cât am stat și m-am gândit, bă, mai bine dau 5 milioane, 7, 8 milioane, o fac eu ușor și bine. Și mi-o fac exact pe tipsurile care ies la finala asta de tobă. Și mi-o fac și aia ei, dacă tot nu găsesc. Găseam, am găsit practic una care trebuia să mai tai eu din ea. Și ieftină rău, săraca. 16 milioane. Vechi, 1600 de lei. Ieftin, zic eu, nu? Nu mai fiți răutăcioși și puneți mâna să faceți așa ceva și pe aia vorbiți, da? Vă pupă Dănuț, like, subscribe, până data viitoare. Dănuț a fost cu voi. Ceau, frații mei, să ne vedem cu bine. Pop!